Filipeni, capitolul 4, versetul 6 și versetul 7. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Am observat în ultimul mesaj rugăciunea pe care o ascultă Dumnezeu. Rugăciunea ca să ajungă la Dumnezeu va trebui făcută în conformitate cu voia Domnului, după felul care Dumnezeu ne învață și după tiparul care Dumnezeu ne-l arată în Sfântul Cuvânt. Este modalitatea care Dumnezeu ne-o arată nouă, prin care rugăciunea poate să ajungă la El. Dar, cum ziceam, mai rămân întrebări care poate încă n-au fost răspunse, precum ar fi: de ce nu ascultă Dumnezeu uneori rugăciunea când noi ne rugăm? De ce se întâmplă că mijlocim în dreptul unei situații și Dumnezeu nu ascultă parcă atunci pe loc? De ce nu se întâmplă întotdeauna imediat când noi ne rugăm ceva așa cum am fi așteptat? Sau, mai bine zis, cum am putea să păstrăm pacea în inimă atunci când ni se pare că rugăciunea noastră nu este ascultată? Cum ar trebui să ne rugăm ca să rămână pacea lui Dumnezeu în inima noastră? Vedeți, dumneavoastră, sunt o sumedenie de lucruri care ne fac să ne pierdem pacea și să ne îngrijorăm. Este cu neputință să nu ne îngrijorăm în viața în care noi trăim și să nu întâmpinăm situații care ne vor speria la un moment dat. Sunt persoane care de felul lor sunt mai sperioase. Fratele Dragoș Croitoru povestea că mergea de multe ori de la tren înspre un loc unde era sora lui când era în delegație plecat, lucrând la CFR, și de multe ori trecea printr-o pădure noaptea. Zicea că i-a spus soției sale și i-a spus: nu-mi place lucrul acesta. De ce? Păi dacă vine un lup, dacă te mănâncă, dacă te mușcă, dacă se întâmplă ceva. Zicea: de ce tot la mine se întâmplă ceva? Au soț când pleca de acasă, zicea că suna soția: ești bine? Da, de ce? O trecut acum ambulanțe pe aici și m-am gândit dacă cumva te-ai pățit tu ceva. Zicea el: de ce nu pățesc alții ceva? Tot eu o să pățesc ceva, de ce tot la mine te gândești că eu o să pățesc ceva rău? Sunt persoane care sunt mai sperioase de felul lor, vor să asigure că toate lucrurile sunt bune și uneori ne poate să ne prindă și pe noi frica care apare. În special în timpul în care noi trăim, în spațiul mediatic și în spațiul online, cum zicem noi, vom găsi o sumedenie de lucruri care ne pot înfrica și ne pot speria. Raporturi, știri și reclame care apar, care ne sperie. Statistici care sunt citate tot mai des, auzim întotdeauna și de multe ori cazuri de cancer care pe noi ne sperie și gândim: Doamne feri să nu se întâmple și la noi în familie așa ceva. Auzi din coace încolo alte situații și alte greutăți care apar și este cu neputință să nu ne îngrijorăm și să nu ne speriem la un moment dat. Ei bine, pentru menținerea păcii și pentru primirea păcii vor fi recomandate mai multe lucruri de către societatea în care noi trăim. Unii vor spune: de ce nu faci un sport, precum ar fi yoga? Meditezi un picuț, te decongestionezi, ajută foarte mult, te poți relaxa, mai uiți de stresurile tale. Și oamenii vor recomanda fel de fel de metode care vor încerca ei să aducă, zicem noi, pacea. Alții vor spune: în fiecare dimineață încep cu cafeaua și te vei relaxa, ca nu cumva să se stresezi prea tare și atunci vei avea o zi mai liniștită, să ai o rutină mai bună dimineața când te trezești. Alții vor spune să mergi la plimbare cu niște prieteni, să stai de vorbă și, desigur, discuțiile acelea devin pur și simplu terapeutice și te vor ajuta să scapi de stresul care îl ai. Întrebarea este: ce putem noi face ca să nu ne îngrijorăm, să nu ne speriem? Biblia spunea: nu vă îngrijorați de niciun lucru. Și asta spune ceva. Cum ar fi posibil să nu ne îngrijorăm de absolut nimic? E bine, Sfânta Scriptură ne prezintă un model după care am putea opera încât să menținem echilibru în viața noastră emoțională, sentimentală și la nivelul gândurilor noastre, să păstrăm pacea care Dumnezeu o are pentru noi. Modelul nu este foarte complicat, nu necesită nici doctorat în cine știe ce studii superioare ca să poți să îl ai, ci este simplu aceea rugăciune făcută cu credință înainte lui Dumnezeu, o rugăciune care aduce pacea în orice moment al vieții noastre. Și ca să înțelegem cum ar trebui să operăm la capitolul acesta, Apostolul Pavel ne prezintă în aceste două versete un model după care ar trebui să continuăm să mijlocim în rugăciune. Dacă am văzut după învățătura Domnului
Domnului Iisus cum ar trebui să ne rugăm ca să fim ascultați, acum vrem să observăm cum ar trebui să ne rugăm ca să menținem și să păstrăm pacea în inimile noastre. În primul rând, spunea Sfântul Cuvânt, nu vă îngrijorați de nimic. Cum să nu te îngrijorezi? Este omenește să te îngrijorești, să te îngrijorezi. Este omenește să apară griji în viața noastră. Ca de exemplu, apare o pierdere financiară la nivel de familie. Apare o situație care ne-ai anticipat-o și pierzi o măsură de bani. Te vei îngrijora. Dacă am pierdut banii aceștia, acum cum voi face mâine cu alte plăți? De unde voi compensa ceea ce am pierdut? Apare o îngrijorare și este omenește să ne îngrijorăm, zicem noi. Sau cineva din familie se îmbolnăvește. Este o îngrijorare naturală. Dacă va fi bine, dacă se va face bine, dacă totul va decurge cum trebuie, de ce am ajuns aici? Apare o grijă și o îngrijorare în inimile noastre. Sau, de exemplu, politica vremii poate crea fel de fel de griji pentru noi. Observând felul în care se manifestă lucrurile, în felul în care se schimbă lucrurile, ne dăm seama tot mai des că trăim într-o vreme tare constrânsă, în care nu mai este siguranța care noi zicem că a fost acum cu multă vreme în urmă. Și privind la aceste lucruri, este foarte ușor să ne pierdem pacea și să ne îngrijorăm și vom spune noi cum să nu ne îngrijorăm. Ce ar trebui noi să facem ca să nu ne îngrijorăm? Și Apostolul Pavel parcă duce la extremă expresă spunând, nu vă îngrijorați de nimic. Nu este niciun lucru în viață care trebuie să-ți ducă în viața ta griji și fel de fel de temeri care să-ți constrângă mintea și gândurile, sentimentele ca mai apoi să cazi într-o stare de anxietate, mai rău depresie și alte lucruri. Pavel spune, nu vă îngrijorați de nimic. Și atunci apare o întrebare, cum să facem noi să nu ne îngrijorăm de absolut nimic? Desigur, răspunsul va cădea tot asupra accentului pe rugăciune. Dar cum ar trebui noi să privim la aspectul acesta de rugăciune, la dinamica rugăciunii, ca să înțelegem că suntem în stare să nu ne îngrijorăm de absolut nimic? Pavel spunea, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, în loc să vă îngrijorați, în loc să intrați în spaimă și în frică, în loc să intrați în depresie, în loc de aceste lucruri ar trebui să faceți altceva, în absolut orice situație. Și fac aici o remarcă. De multe ori gândim că rugăciunea este strict pentru lucruri spirituale. Ne rugăm ca să fim mai pocăiți, ne rugăm să fim mai buni, ne rugăm pentru anumite aspecte ale vieții care sigur le gândim necesare, cum ar fi familia, copiii, mântuirea lor. Dacă e nevoie de o vindecare, ne rugăm pentru acestea. Dar observați că spune Biblia în orice lucru. În expresia originală înseamnă în absolut tot. Nu este niciun domeniu al vieții acesteia care să nu fie cuprins de Dumnezeu. Nu este absolut nimic din viața noastră la care Dumnezeu să nu se poată implica. Cineva spunea cu perfidie, zic eu, Dumnezeu nu se uită în camera ta. Nu intre El acolo și acolo e locul tău, tu faci ce vrei. Nu se uită Dumnezeu pe gaura de la cheie, la cameră, să vadă ce faci tu în cameră. Și totuși, spunea psalmistul că până și în pat îmi dă îndemnuri din partea ta, Doamne, în inimă. Observați, dragii mei, că Dumnezeu, în toate domeniile vieții noastre, fie ele sensibile, fie ele majore, fie ele minore, fie ele cât de simple ar fi, în toate aceste domenii, Dumnezeu se implică. Dumnezeu știe să aibă nevoie de toate grijile noastre. Când murea Domnul Hristos pe cruce, se uită către cea care a fost mama sa, apoi către ucenicul cel iubea și spune, femeie, iată fiul tău, omule, iată mama ta. A știut în acele ultime momente să aibă grijă și de nevoile emoționale și de îngrijirea mamei sale. Gândiți-vă cât de atotpătrunzător privește Dumnezeu la viața noastră și cât de profund privește El la toate nevoile noastre. Sunt atâtea situații, se spunea mai devreme foarte frumos, sunt lucruri care poate nu le putem discuta cu oamenii. N-avem încredere și de găsim de un om de încredere și poate ne-am deschide parțial, sunt totuși lucruri în care parcă nu simțim libertatea să ne deschidem în totalitate. Și trebuie să recunoaștem că Dumnezeu este Cel care poate să ne asculte în orice vreme și în orice moment și față de care ne putem deschide inima în absolută totalitate. Că până să ne fi născut noi, Dumnezeu ne cunoștea, știa cum vom fi și cine vom fi, știa câte zile aveam să trăim pe acest pământ și toate aceste lucruri erau scrise în cartea lui Dumnezeu.
toate le știe Domnul și eu zic preamărit să fie numele Său. Toate le cunoaște Dumnezeu. Nu este nimica care să fie exclus din privirea Sa. Și de aceea spune Biblia, în orice lucruri suntem chemați acum să aducem cererile noastre la cunoștința lui Dumnezeu. Dar spuneam mai devreme că Dumnezeu le cunoaște pe toate. Domnul Hristos spunea, Tatăl vostru cel Ceresc știe de ce aveți nevoie. Nu-i ca și cum îi putem da noi un raport lui Dumnezeu de ceea ce El nu știa. Dumnezeu pe acestea toate le cunoaște. Ce vrea să spună aici Apostolul Pavel, rugându-mă mai departe, spunând, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. Prezintă două componente Apostolul Pavel, care va trebui să le înțelegem noi, la care dacă vom medita adânc și le vom pune în practică, vom putea avea acea rugăciune care va aduce pace în orice moment. În primul rând, dragi surori, vorbim despre rugăciuni și cereri. Aș vrea să menționez aici că niciodată nu vei pune un apel către cineva care nu te poate ajuta sau care n-are bunăvoința să te ajute. Întotdeauna vei merge la cineva care ai încrederea că te poate ajuta. N-ai să întrebi pe cineva care nu este în domeniu să te ajute. De bună oară n-ai să mergi la doctorul de familie să spui, doctore, am audit la CRA și mare problemă, nu știu ce să mă fac. Poate cu stresul te ajută cu un medicament, dar literalmente cu problema numerelor nu este domeniul doctorului. N-ai să mergi la accountant să-i spui că te doare spatele de 3 săptămâni și nu mai poți să dormi bine în pat, pentru că nu este domeniul în care se ocupă accountantul. Vorbind în viața noastră umană, nu vom face apel la cineva care nu avem încredere că ne ajută. Observați că câte unul vrea să cumpere o casă, știe că n-are credit foarte bun, nici măcar nu merge la bancă să încerce. Dar de ce nu încerci? Măcar să încercarea moarte n-are. Da, dar și rușinea e foarte, foarte costisitoare. Să-mi zic aia că nu, dacă știu că nici n-am bani, nici n-am de unde, păi nu am. Nici nu întreb dacă n-am garanția că voi primi răspuns pozitiv. Ei, dacă sunt convins că cineva mă ajută, am să mă duc să întreb și să cer oriceea ce am nevoie. Uitați-vă la copiii care Dumnezeu ni-a dat. Au garanția că dacă vin la noi să ne întrebe ceva, li se poate da. Și așa de supărător ne întreabă că unii ori de supărare aceea le dăm numai să ne lase în pace. Au un stil de stăruință superb. Mamă, vreau să-mi dai. Mamă, vreau să-mi dai. Mamă, vreau să-mi dai. O să-ți dau. Când o să-mi dai? Cât de repede o să-mi dai? Ziceam la băieții mei recent, măi, voi ați crescut în generația asta care nu e chiar normală, zic eu. Voi ați învățat că absolut totul vine pe moment când apeși un singur buton. Viața reală nu merge cum vedeți voi la internet, zic. Viața reală ia timp. Un fermier merge, pune sămânță în pământ, stă câteva luni de zile, apoi iese afară, vine recolta și de-abia după aceea face pâine. Ia timp. Dacă mă întrebați că vreți ceva și vă zic da, nu mă mai întrebați când, nu știu când. Când se va putea, am să vă dau. Când am să calculez că e potrivit, am să vă dau. Nu că nu vreau, dar nu știu când. Dar când? Dar o să uiți? Nu o să uit, dar sigur o să faci? Sigur o să fac. Copiii noștri au această capacitate de credință, dacă vreți, pentru că suntem părinții lor. Și ei cred că dacă vin la noi cu fel de fel de cerințe și nevoi, noi le vom face ceea ce au nevoie. Ba încă stăruie, până de supărare le dăm, numai să ne lase în pace. E observat ce spune Apostolul Pavel. Aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, adică puneți-le în baza lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri. Aceste rugăciuni de cereri nu exprimă neapărat, cum ziceam ultima dată, o stare de văicăreală, de spaimă, de frică, Doamne, ai să faci, Doamne, ai să mă ajuți, Doamne, ai să întinzi mâna, ci exprimă aceea certitudine că dacă vin înaintea lui Dumnezeu cu nevoile acestea, Domnul este capabil să lucreze. Dumnezeu este în stare să dea biruință la ceea ce eu vin să-i pun. De aceea spuneam că în toate lucrurile să veniți înaintea lui Dumnezeu. Nu este un domeniu în care Dumnezeu să nu poată lucra. Dacă te rogi pentru o nevoie, Dumnezeu poate să facă orice nevoie ai tu să se pună în voia Lui și Dumnezeu să dea biruință. În toate lucrurile. Și de aceea suntem chemați să venim cu rugăciuni și cereri. Asta reprezintă aceea noțiune în care eu sunt confident că Dumnezeul meu poate. Și mai este o latură, dragii mei, care este necesară. Rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Noi ne-am obișnuit așa să facem o formulă pocăiască la orice rugăciune ca să avem sigilul că Dumnezeu ne ascultă. Doamne, îți mulțumesc că ai să mă asculți. Eu întreb, chiar ai certitudinea că Dumnezeu are să te asculte?
Sau nu mă spui așa formula ca și scris în Biblie și dacă spui că mulțumesc, înseamnă că Dumnezeu cumva e obligat să o facă. Expresia de mulțumire înseamnă nu doar că ai certitudinea că Dumnezeu poate să facă, dar și vrea să te ajute pe tine. Și asta îmbină cele două aspecte. Dumnezeul meu este capabil, de aceea vin la El cu cererile mele, pentru că știu că e în stare să le rezolve. Dar în același timp am o inimă de mulțumire în care nu doar așa a spera nădejde că Dumnezeu va face, ci eu sunt așa de încredințat că Dumnezeu va lucra, încât îi mulțumesc lui Dumnezeu. Am o mulțumire că Dumnezeu va lucra pentru mine. Am certitudinea aceea. Nu că știu când, dar știu că Dumnezeu va lucra. Apar întrebări. De ce nu răspunde Dumnezeu întotdeauna la orice rugăciune? Pentru că sunt situații care noi din prisma noastră le vedem ca mai bine și Dumnezeu le vede ca mult mai bine decât le vedem noi. Noi gândim că dacă ar face Dumnezeu așa cum ne rugăm noi, ar fi așa de bine. Era rugăciunea aceea care spuneam noi a unui băiat: Doamne, facă-se voia Ta, dar mărie să fie a mea. El avea o dorință și vrea să-și vadă dorința lui împlinită. Și dacă Dumnezeu ar face în conformitate cu voia Sa, o, ce bine ar ieși. Ei, are Dumnezeu o voie cu mult superioară, cu mult mai profundă decât văd eu pentru viața mea. Sunt lucruri care Dumnezeu le observă, care eu nu le observ. Și atunci Dumnezeu va lucra în momentul potrivit, în a da biruințe care sunt mai potrivite pentru viața mea. Spuneam acest exemplu de mai multe ori. Dacă am un bol mare de ciocolată, pentru copiii mei, cel mai mare bine în lume ar fi să l dau, să-l mănânce cu totul deodată. Din prisma mea ca părinte, cel mai mare bine îi să le dau un pic să se bucure și ei și restul să rezerve pentru mai târziu, ca nu cumva, Doamne feri, să dea în diabet. Ei, din prisma lui ca și copil va spune: dacă mă iubești cu adevărat ca tată, îmi dai tot să mănânc. Și eu îi spun: pentru că te iubesc cu adevărat ca tată, îți dau numai cât ai nevoie ca să fii sănătos pe mai departe. Observați că noi ne rugăm: Doamne, dacă ai face biruința, vai ce mare lucru ar fi. Așa ne rugăm noi în urmă specială de evangelizare: Doamne, dacă s-ar vindeca acum un bolnav, cred că toți nepocăiții s-ar pocăi în biserică. Dar de unde știi tu că vezi tu lucruri care nu le vede Dumnezeu? Adică tu crezi că planurile tale sunt așa de mărețe încât Dumnezeu nu știu ce trebuie să facă El. Ideea de rugăciuni cu cereri și mulțumiri implică faptul că eu sunt cert de faptul că Dumnezeu știe cel mai bine pentru viața mea, mă supun sub voia Sa și voi avea ca rezultat biruințe care eu nu mă gândesc la ele în momentul de acum. Am auzit de multe ori descoperiri din partea Duhului Sfânt care spuneau: te uiți la un drum la care momentan nu vezi ieșire, dar deodată creează Dumnezeu o ieșire pentru tine la care nici măcar nu te-ai gândit și Dumnezeu aduce o biruință pentru familia ta. Dumnezeu poate crea o ușă pentru tine când nu este ușă. Vorbeam cu familia Faur și făcusem o vizită în familie și băiețelul lor foarte nostru m-a făcut o rugăciune când am plecat de acolo: Doamne, îți mulțumim că a venit fratele Andrei la noi. Doamne, îți mulțumim că a plecat fratele Andrei de la noi. Doamne, îți mulțumim că o să mai vină fratele Andrei la noi. Dar înseamnă după aceea fratele Cristi că au făcut iar o rugăciune în familie și discuteau ei că au nevoie de lumină din partea Domnului. Și zicea: mai trebuie să ne rugăm să ne deschide Dumnezeu o ușă, să avem cumva ceva din partea Domnului ce să facem. Și Richard se roagă cu multă dragoste: Doamne, deschide Tu pentru noi o ușă, un geam, ceva, fă să fie bine. Ei, dragii mei, așa vrea Dumnezeu să privim la El, cu înțelegerea că Dumnezeu știe mai bine ca noi. Că nu concepem noi cum să cerem, asta nu e o problemă. De aceea spuneam mai devreme că Duhul Sfânt ne ajută în rugăciunile noastre, că noi nu știm cum să ne rugăm. Și atunci, ca să putem rămâne ancorați în ceea ce înseamnă dorința lui Dumnezeu, va trebui să poziționăm cereri cu mulțumiri în înțelegerea faptului că Dumnezeu cunoaște mult mai bine. Și aici apare un răspuns implicit la o întrebare care deseori apare, cum ziceam: de ce n-ascultă Dumnezeu anumite rugăciuni? Vă citesc câteva versete din Iacov, capitolul 4, versetul 1 la versetul 3. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți. Ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți, pentru că nu cereți.
Sau cereți cu gând rău pentru ca să cereți rău cu gând să risipiți împlăcerile voastre. Observați că se poate întâmpla să cerem ceva și să nu primim. Sau se poate să nu avem pentru că nu cerem. Rugăciunea pe care Dumnezeu nu ascultă este rugăciunea care nu o faci. Dacă tu stai în pat și zici, vai ce mult aș avea nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, dar nu te rogi, n-aș trebui să facă Dumnezeu. Și după aia să spui, de ce nu mă ascultă Dumnezeu? Dar te-ai rugat pentru problema aceasta? Am învățat și noi ideea de fast food. Nu mai trebuie să facem niciun efort, mergem, dăm acolo câțiva dolari și ne vine hamburgerul afară. Ne place să venim la biserică și să ne pună frații pe listă de rugăciune. Fraților, rugați-vă pentru mine. Puneți-mă pe listă. Te-am pus pe listă. După o lună de rugăciune, sună la ceva, mă simt mai bine, dar vreau să rămân pe listă. Bă, dacă te simți mai bine, dă slavă Domnului. Nu, vreau pe listă. Îmi place că vă rugați voi pentru mine. Dar eu întreb, tu te rogi pentru tine? Dar păi eu nu sunt așa de sfânt ca voi. Rugați-vă voi, că voi să mai simți ca mine. Și de multe ori ne place să ne descărcăm responsabilitatea noastră asupra altor persoane. N-aveți pentru că nu cereți. Sau se prea poate că cereți cu gând rău ca să risipiți în plăcerile voastre. Câte unul se roagă, Doamne, dă-mi și mie câte un milion de dolari, să nu mai duc așa de multe biluri, să am mai mulți bani, să am mai mult ce am nevoie. Întrebarea este, pentru ce vrei așa ceva? Dacă ți-ar da Dumnezeu, dacă mi-ar da Domnul, ai cât aș face eu pentru săraci, toate văduvele din România ar mânca din banii mei, ce aș face eu pentru Dumnezeu? Și o întreb acum, cât ai tu acum? Ai făcut ceva pentru Dumnezeu sau nu? Că noi așa de mult ne place să facem binefacere pe banii altora. Frate, e un caz greu. Să dea bogații că iau bani. Dar tu dai ceva. Eu n-am bani, că eu sărac. Mă, dar cât ai tu, din ce ai tu? Dă și tu din puținul tău, că puțin cu puțin se face mult și Dumnezeu dă binecuvântare. Dă și tu din puținul tău, că Dumnezeu are de unde să dea. Ei, observați că se întâmplă de foarte multe ori că noi așteptăm să facă Dumnezeu, dar noi nu vrem să facem. Și atunci se pune o întrebare. De ce ceri ceea ce ceri? Dacă cerem cu gând rău ca să risipim în plăcerile noastre, s-ar putea ca Dumnezeu să nu asculte rugăciunea noastră. S-ar putea să cerem vindecare la un moment dat și Dumnezeu are planificat un moment mai potrivit pentru vindecarea aceea prin care să-și proslăvească numele. Și se întâmplă așa ceva. Am experimentat când frați care Dumnezeu a folosit cu dar de vindecare s-au rugat pentru o persoană și Dumnezeu n-a dat vindecare. A durat mai mult timp și la un moment dat, la o altă părtășie, când erau mai mulți adunați la oaltă, în timpul unei rugăciuni simple, Dumnezeu a dat vindecare. Și noi întrebăm, cum de? De ce nu a făcut când s-a rugat fratele cu tare? Că ăsta e un om al lui Dumnezeu deosebit. E adevărat, dar Dumnezeu are momentul lui și știe Dumnezeu când să lucreze. Mărit să fie numele Domnului. De aceea sunt chemat să aduc cererile mele împreună cu mulțumirile în rugăciune la cunoștința lui Dumnezeu, dar asta înseamnă că eu sunt chemat să am acea relație cu Dumnezeu. Revin, să fim în aceea concordanță cu Dumnezeu. De aceea mai devreme ne spune Apostolul Pavel în Filipeni capitolul 3, țelul vieții lui era și să-L cunosc pe El. Când îl cunosc pe El, pot să mă rog în concordanță cu voia sa. Iisus Hristos se ruga, Tată, dacă este cu putință, fă să treacă acest pahar de la mine. Dar totuși, nu voia mea, ci voia ta se facă. Numai cine înțelege inima lui Dumnezeu se poate ruga astfel. Doamne, eu aș vrea ca Tu să mă vindești pe mine și îmi doresc din toată inima să faci aceasta. Dar totuși, se poate că Dumnezeu îngăduie acea suferință pentru un scop bine definit. În dreptul unei persoane vorbea Duhul Sfânt, nu te mai ruga să te vindec. Am îngăduit această boală și vei rămâne cu boala aceasta până în ziua când îi voi chema acasă, tocmai ca să te țin pe cărarea mântuirii. Vorbeam cu o persoană odată și îi spuneam, dacă Dumnezeu ar fi să atingă trupul tău și să-ți dea vindecare, te întreb, te-ai întoarce înapoi la lucruri care au fost păcătoase? Și spre surprinderea mea mi-a spus persoana, da, m-aș întoarce. Și înseamnă că Dumnezeu te-a îngrădit într-un mod aparte prin această suferință ca să te păstreze lângă El și să nu te pierzi pe cale. Și noi spunem, păi dacă Dumnezeu m-ar iubi cu adevărat, m-ar vindeca, ar face, dar sunt lucruri care sunt nesuperioare din prisma lui Dumnezeu și noi nu le înțelegem acum. Să ne supunem sub mâna tare a lui Dumnezeu pentru că știe mult mai bine El ca și noi cum trebuie și ce trebuie să facă. În momentul când privesc la Dumnezeu din prisma aceasta, aducând rugăciuni și cereri, cu mulțumiri împletite, cu deplina credință că Tatăl meu mă ascultă, mă aude, va lucra, chiar dacă nu acum, dar la un moment dat Dumnezeu va întinde mâna, cum spunea Iov,
Ochii mei îl vor vedea, nu e altora. Răscumpărătorul meu este viu, se va ridica la unul pe pământ și eu îl voi vedea. Nu știu cum, dar știu că Dumnezeu va lucra până la urmă. Când asta este atitudinea, înțelegerea, ancorarea în credință, atunci apare și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Iubesc din toată inima lucrarea profetică. Iubesc lucrarea Duhului Sfânt. Dar vreau să vă spun că foarte mulți abuzăm de lucrarea Duhului Sfânt într-un mod în care nu este adecvat. Cunosc persoane care au agende întregi de proroci și sună zi lumină de la proroc la proroc, căutând să-i vorbească Dumnezeu. Ca la un moment dat să strige, nu știu ce să mai cred, va mai lucra Dumnezeu pentru mine? Dar eu pun o întrebare. N-ai citit cumva în psalm că scrie acolo undeva prin psalmul 62 cu 11, odată a vorbit Dumnezeu și de două ori am auzit eu ce? Că puterea este a Domnului. Păi dacă ți-a vorbit Dumnezeu odată, ce faci să mai întrebi încă o dată? Vreau să mă asigur că Dumnezeu va face. Mă întorc la analogia cu copiii. Dacă eu care am copii și îmi spun copiii, îmi cumperi și o spun îți cumpăr și mâine zice, da sigur îmi cumperi, îți cumpăr și a treia zi spune, da sigur îmi cumperi. Păi cred că scot lingura de lemn. Mă, dar tu deja mă exasperezi. Dacă ți-am spus că da, te-am mințit vreodată? Nu, dar vreau să mă asigur că faci. Nu te-a asigurat tu că am să fac eu. Crede-mă că am să fac. Când Dumnezeu îți promite că va face, nu te teme că nu uite Dumnezeu. Uiți tu mai degrabă ce-o promis că face Dumnezeu, dar Domnului cuvânt se întoarce înapoi cu rod, mărit să fie numele Domnului. Dumnezeu nu uită niciodată. Și de aceea ancorează-te în credința faptului că dacă Dumnezeu a promis că face, Dumnezeu va împlini cuvântul Său. Zicea în Habacuc capitolul 2 că este o prorocie și are o vreme de împlinire hotărâtă. Dacă zăbăvește, mai întreabă pe Domnul, nu? Mai sună la câte un proroc, mai dă telefoane încoace încolo. Dacă zăbovește, așteaptă-o, că ea se va împlini. Noi nu mai avem răbdare. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Unde-i Dumnezeu? Când va face Dumnezeu? Sunt situații prin care creșterea, dragii mei, natural se face în timp. Observați la un copil, e așa de drăgălaș când se naște în primele ore. După aceea la prima lună, la a doua lună, la primul an, când vezi că gângure, ți-e drag de el, după aceea vezi că crește la câțiva anișori și deja comunică cu tine, fiecare etapă este frumoasă. Dar noi am vrea din prima zi să conducă mașină, să meargă la lucru. Păi stai un picuț, că ia timp, el trebuie să crească și creșterea aceasta necesită un timp îndelungat. Similar, și credința noastră se maturizează, trebuie să creștem. Și asta necesită timp și va trebui să avem răbdare. Uneori Dumnezeu îngăduie să așteptăm, să mai așteptăm biruințele Lui, tocmai ca să ne maturizăm spiritual și să creștem în credință. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi, la fel de, ca noi de slabi, dar s-a rugat Ilie de 7 ori și Dumnezeu a dat biruință. Așa de poetic citim noi asta, de 7 ori s-a rugat. Nu știu dacă înțelegi ce înseamnă să rogi de 7 ori. Spune Biblia că de 7 ori a plecat capul între genunchi, a strigat înaintea lui Dumnezeu, a stat înaintea lui și a spus slujitorului său, ia uite-te, vine ploaie sau nu vine ploaie? O singură dată s-a rugat și s-a închis cerul și nu mai plouat. După care de 7 ori, tu la cuvântul căruia au coborât foc din cer, să vezi că Dumnezeu nu trimite ploaie. Ăsta este test de credință. Dar vreau să vă spun că după 7 ori de rugăciune, când a venit biruința, Ilie a rămas cimentat. Dumnezeul meu mă ascultă. Dumnezeul meu mă vede. De aceea, dragă soră, dragă mamă care ești în adunare, dragă soție care aștepți de mai multă vreme ajutorul lui Dumnezeu, nu dispera. Nu deznădăjdui că Dumnezeu are o vreme când lucrează și știe să dea biruințe deosebite la vremea de nevoie. Când te ancorezi în Dumnezeu și recunoști că voia Lui este mai superioară ca a ta, vede mai bine ca tine, atunci pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Adică tu în minte ți-ai făcut un plan. Dacă ar face Dumnezeu așa, dacă s-ar vindeca atunci, dacă ar veni banii mâine, dacă s-ar întâmpla astea, eu cred că ar fi mai bine. Pacea lui Dumnezeu întrece cu mult înțelegerea ta, gândurile tale, analiza ta. Și această pace a lui Dumnezeu va păzi două componente, inimile și gândurile. Adică componenta emoțiilor, sentimentelor noastre.
Nu e interesant, dragii mei, că depresia este boala secolului 21? Mai mult decât cancer lovește în oameni, sunt mai mulți oameni depresivi. Știți că sunt copii care sunt pe antidepresive? Copii la vârstă fragedă care au medicamente ca să doarmă noaptea. Depresia aceasta lovește. Compartimentul emoțiilor noastre este de multe ori agitat și în special în dreptul genului feminin. Cel mai tare este atâțată problema emoțiilor, sentimentelor. Pacea lui Dumnezeu, care întrece cu mult înțelegerea noastră, când ne ancorăm în El, când venim cu cereri crezând că El poate, mulțumind știind că El va face la vremea Lui, această pace va întrece înțelegerea noastră și va păzi sentimentele, emoțiile noastre și chiar rațiunea, gândurile noastre în Hristos Iisus, ascunzându-ne în planul lui Dumnezeu și ajutându-ne să rămânem în voia Domnului. Ce mare har să ne vorbească Duhul Sfânt la vreme. Pentru mine, cele mai frumoase prorocii sunt acele care nu le cauți și nu le ceri. Dar Tatăl care îți vede nevoia, îți vorbește la timp. Apare un cuvânt care nici măcar n-ai știut că Dumnezeu vrea să ți-l trimită și îți vorbește exact la nevoia care tu aveai. Aseară, fratele Dan Dubic îmi spune, atât de bucuros sunt că am ajuns cu voi la părtășie. Era venit pentru o întâlnire aici în Toronto și a venit seara undeva pe la ora 11 și un sfert, a ajuns împreună cu noi. Îmi scria pe drum, mai este rugăciune, vreau cumva să ajung. O ajuns și el. L-am pus la încheiere să mulțumească Domnului și a ajuns un cuvânt de prorocie. După care Domnul îi vorbește exact pentru nevoie care el o avea. Era o situație în care era chemat să facă o rugăciune și discutase cu el această problemă de mai multe ori, în care nu era clar dacă trebuia să se implice. Și Duhul Sfânt îi spunea, anumite poveri le asum și nu ți le-am pus eu pe umeri. Nu înainta la lucrurile acestea. Îmi zicea el și mă suna după aceea pe drum, atâta bucurie am în inimă că Dumnezeu m-a văzut. Mi-a vorbit atât de exact la nevoia care eu aveam. Nu-i frumoasă lucrarea Duhului Sfânt? Știe Dumnezeu să-ți răspundă la nevoie. Aceasta pe mine mă face să cresc mai tare în credință, înțelegând că Tatăl care este în ceruri pe mine mă vede. Înseamnă că cererea mea nu-i prea grea, că El o știe încă să o vin eu cu ea la El. Și mai mult voi veni cu mulțumirea faptului că Dumnezeu va împlini la vremea hotărâtă cuvântul Său. Am avut lucrări care s-au împlinit după ani de zile. Și după ani de zile am văzut împlinirea și am mărit pe Dumnezeu. Dacă încă nu s-a împlinit ce ți-a vorbit Dumnezeu, nu te frământa. Așteaptă. N-a uitat Dumnezeu. Să nu crezi că Dumnezeu uită, ci continuă să te rogi. Vă pun o întrebare. Omul lui Dumnezeu, Sfântul lui Dumnezeu Daniel, s-a rugat 21 de zile. În care din acele zile l-a ascultat Dumnezeu? Eu mă gândesc că el a stăruit acolo multe zile. După 21 de zile de luptă, atunci Dumnezeu în final o da biruință. Din întâia zi i-a ascultat Dumnezeu rugăciunea. Dar în spațiul lui Dumnezeu este un procedeu de luptă. Și noi suntem chemați să ne luptăm în vegherea rugăciunii. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Ei, făcând astfel, dragi surori, avem o rugăciune care aduce pace. Am înțeles că este o modalitate în care ne putem ruga să ne asculte Dumnezeu. Dar este o modalitate în care dacă rămânem ancorați în Dumnezeu, venind înaintea Lui cu nevoile noastre, El poate aduce o liniște care va cuprinde și sentimentele, și emoțiile, și gândurile noastre. Cele mai frumoase momente au fost când rugându-ne privat acasă, fără un proroc, fără altcineva, rugându-ne înaintea lui Dumnezeu, în timpul rugăciunii a coborât pacea aceea care ne-a dat simțământul, toate vor fi bine. Totul se va rezolva. Dumnezeu va întinde mâna. Asta este pacea despre care vorbește Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Nu o stare pipernicită ca și un copilaș care are nevoie în fiecare să-i spune mama că și azi mai dă mâncare. Ci aceea credință stabilă, ca un om matur în credință, în care știe că Dumnezeul lui nu se clatină, rămâne în veci de veci la fel pe tron și Dumnezeul acesta la vremea hotărâtă va da biruințe cu mult mai superioare decât noi ne putem imagina. Mă rog ca Dumnezeu să ne îmbrace cu o astfel de credință, să ne dea Dumnezeu o astfel de nădejde și putere și să rămânem fondați întotdeauna în planul, în voia lui Dumnezeu. Și atunci,
pacea lui Dumnezeu, care întrece orice gândire a noastră, să ne păzească emoțiile, sentimentele, gândurile noastre în Hristos Iisus și să rămânem cu pace în inimă ori de câte ori ne rugăm. Amin. Dragi surori, ne ridicăm acum cu toți în picioare. Invit să vină grupul în față să cânte o cântare spre slava lui Dumnezeu. Vreau să chem frații slujitori să vină aici în față. M-a spus că vrem să facem o rugăciune specială pentru dumneavoastră. Noi am mai spus lucrul acesta și mă repet și în această după masă și vreau să fiu bineînțeles. Ungerea cu un de lemn se face când este nevoie de vindecare în dreptul unei boli. Dacă este cineva în suferință, spune Biblia, să se roage. Adică dacă are fel de greutăți și de situații care apar în viața lui, să cheme pe Domnul. Dar dacă este cineva bolnav, adică o problemă în trup, atunci este nevoie de ungere cu un de lemn și aceea rugăciune făcută cu credință va izbăvi, va mântui pe cel bolnav. Cât privește lucrarea de ungere cu un de lemn, Biblia este foarte categorică. Suntem chemați să ne mărturisim păcatele unii altora ca să primim ajutor și vindecare. Alminteri, se întâmplă că cineva spune, am ieșit la ungere și nu s-a întâmplat nimic. Eu pun o întrebare. Ai pus în ordine ceea ce trebuie pus în ordine ca să dea Dumnezeu biruință? Aici ține de noi. Partea noastră o facem noi. Ne mărturisim, ne rugăm și stăm înaintea Domnului. Partea lui Dumnezeu o face El. El dă vindecare, El iartă păcatele și restaurează. Asta face Dumnezeu. Noi suntem chemați să facem partea noastră. Sunt situații care necesită rugăciune și sprijin în rugăciune. Dar nu vorbim despre ungere cu un de lemn. Cineva spune, uite, am nevoie de o întărire în rugăciune. Simt că credința mea mi-a slăbit. Am nevoie de mai multă putere. Aș vrea o rugăciune ca Dumnezeu să-mi dea putere, dar n-am nevoie de ungere cu un de lemn. Pentru astfel de rugăciune se face cu punerea mâinilor o rugăciune între Dumnezeu și se cere din partea Domnului ajutorul și biruința care Dumnezeu o poate da.